Există o întreagă dezbatere în spațiul public. Cei care nu se vaccinează se simt discriminați când vine vorba despre acest certificat verde. E bine să știe și cei care ne privesc că nu vom putea, nu, călători în viitor doar pe baza acestui certificat verde, vom avea și alte posibilități. Nu este discriminare pentru că statul dă sau în toată Uniunea Europeană ai posibilitatea să alegi. Deci dacă n-aveai posibilitatea să alegi și spunea cei care s-au vaccinat pot circula, cei care nu s-au vaccinat nu circulă, era discriminare. Dar în Uniunea Europeană lucrurile s-au reglementat. Deci ai opțiuni. Ori să te vaccinezi, ori să-ți faci un test PCR, ori să-ți faci un test antigen. Este opțiunea ta, dar nu ți interzice nimeni să călătorești, ci îți spune care sunt opțiunile ca să călătorești. În condițiile astea, discuția despre discriminare este neavenită. Ea poate fi făcută doar în zona de costuri și am discutat mai înainte ce ar trebui făcut pentru ca orice discuție să fie închisă. Există un acord la nivelul UE al tuturor statelor membre pe baza acestui certificat? Da, categoric da, toate sunt de acord. Votul în Parlament a fost covârșitor. Acum vom vedea Consiliul ce decizie ia, șefii de stat și de guvern și forma finală a acestui certificat, care este pus sub semnul întrebării sau sunt discuții doar legate de securitatea datelor personale. Atenție! În această zonă sunt discuțiile, se vor clarifica în Consiliul European și vor primi votul final în Parlamentul European în cursul lunii mai. A discutat despre cum va arăta acest certificat digital? Nu, asta e treaba Comisiei. Dar va putea fi accesat electronic în orice caz și va fi o bază de date accesată la nivel european, deci despre cei care s-au vaccinat în România vei putea afla la orice punct de frontieră din Uniunea Europeană accesând baza de date din România și invers, la aeroportul Otopeni va putea să știe dacă un cetățean este vaccinat sau nu intrând în baza de date. Se va emite și un certificat pe hârtie, dar foarte bine poți să-l păstrezi în telefon.